Să mulțumim singurătății și fricii care ne-au născut. Nu înțeleg cine ar putea să fie. În toate victimele mele știu că sunt plecat la Roma. O fi vreo jmecheră de la Parimaci. Dă-mi o scrisoare. Cum? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nimic grav. Exact ce lipsea. Și ce-ți lipsea? Un duel. Mereu mi se reproșea în autobiografie că n-am un duel. Sala de spectacole a Centrului Cultural Ion Vinea va fi gazda premierei de vineri, când actorii amatori ai Clubului de Teatru Valah invită giurgiuvenii la piesa Don Juan Moare ca toți ceilalți, de Teodor Mazilu. Următorul trupei semnează și regia piesei, este vorba de Mihai Răboș, care a început repetițiile de aproape 4 luni. Actorii au fost distribuiți în urma unei preselecții și niciunul dintre ei nu a urcat vreodată pe o scenă în fața publicului. Cu toate acestea, piesa aleasă pentru a fi pusă în scenă nu este una oarecare, ci este o piesă chiar dificilă. În primul rând, am avut experiență, am pus această piesă cu mulți ani în urmă și nu a mai fost nevoie să mai prelucrez încă o dată, să-l analizez textul. În al doilea rând, am zis că dacă tot facem o treabă, să o facem foarte serios. De altfel, o perioadă îndelungată, după câte știți, sunt mai bine de 4-5 luni de când lucrăm împreună. Copiii au răspuns extraordinar, sunt dincolo de stadiul de amator, din punctul meu de vedere, asta rămâne să vedeți și să stabiliți și dumneavoastră și spectatorii. Așadar, ultima repetiție înaintea premierei s-a consumat deja și trupa a stabilit, în cele mai mici detalii, toate aspectele ce țin de punerea în scenă. Giurgiuvenii sunt invitați la teatru, stagiunea deja a început. Vineri, 25 octombrie, ora 18, Clubul de Teatru Valah începe stagiunea cu piesa de teatru Don Juan Moare ca toți ceilalți de Teodor Mazilu. Vă așteptăm la Centrul Cultural Ion Vinea. Așadar, vineri la sala